Nu e ușor să-ți auzi proprii copii că spun despre ei lucruri dureroase, precum sunt un prost sau sunt o urâtă. Uite ce-ți recomand să faci în astfel de momente. În primul rând, nu-i spune copilului, nu ești prost, ești un copil foarte deștept sau nu e adevărat. Cum poți să spui chestia asta? Asta îi face pe copii să se simtă neascultați sau să creadă că sentimentele lor nu sunt importante sau că sunt greșite. În plus, tu ești mama, normal că o să-i spui că e deștept sau frumos. În al doilea rând, empatizează cu el. Cam așa. Văd că nu te simți prea bine în acest moment. Cred că ți-e greu să te simți așa. Iar în al treilea rând, ascultă-l și nu-i da sfaturi. Ai vrea să stăm câteva minute pe canapea și să-mi povestești despre asta? Sau s-a întâmplat ceva sau ți-a zis cineva ceva care te-a făcut să te simți așa? Când copiii au astfel de trăiri dificile, ce ajută cu adevărat este să ne conectăm, dar fără să preluăm emoțiile lor și să-i ascultăm pur și simplu, fără să judecăm sau să negăm ceea ce simt ei. Tu ce ai spus copilului tău când s-a simțit descurajat?